Salutare, salutare, dragi prieteni! Suntem la gara Radistan și vom face o plimbare cu trenul în această gară. Iată gara. Iată și orașul. Dar înainte să facem călătoria până la stația următoare, haideți să facem câțiva pași prin acest cartier al Birminghamului. Suntem pe Duddeston Mill Road, strada Duddeston Mill. Și așa cum spuneam, suntem în Birmingham, în cartierul Duddeston. Toponomia numelui vine de la Dudley's Town, adică satul Dudley. Dudley a fost un duce de Duddeston, care s-a stabilit aici prin anul 1700. Având câțiva acri de pământ. Avem Biserica lui Hristos, care este o biserică baptistă. Acest cartier a fost aproape în întregime distrus în 1942 de bombardamente, deoarece în această zonă erau mici rafinării și fabricuțe care prelucrau gazele. În momentul actual, acest cartier al Birminghamului, circa 100.000 de persoane. Avem Hirlands Academy, facultatea Hirlands. Acest cartier se găsește la 2 mile departare de centrul orașului Birmingham. Suntem pe strada Great Francis. Înainte de a se numi Duddeston, aici era satul Vauxhall, care este atestat documentar din anul 1200. Iată și o stație de autobuz. Iată și un bloc mai mare decât majoritatea apartamentelor din Anglia, care sunt clădite pe 2 sau 3 etaje. Iată și trecerea pe deasupra trenului care face legătura între Birmingham centru și Walsall. De asemenea, această cale ferată face parte legătură și cu Rugeley Trent Valley. Ne aflăm în fața parcului Vauxhall. Avem în față și două blocuri mai înalte decât cel văzut anterior de 8 etaje. Și
ieși din nou o stație de autobuz. Stația de pompieri West Midland Fire Service. Iată ne aflați la o intersecție la care se termină acest cartier. Vrem să părăsim orașul. În partea stângă avem Coventry și Wolverhampton și autostrada 6 și în cealaltă parte avem Stratfordul și Solihull și autostrada 5. Încheiem aici această plimbare prin oraș, urmând a ne continua călătoria cu trenul. Iată și trenul nostru care vom face călătoria astăzi până la Aston. Să ne îmbarcăm. This is Duddeston. Welcome aboard this West Midlands Railway service for Four Oaks. Călătoria se face cu un tren West Midland Railway electric clasă 730 și se face pe durata 2 mile. Atât Duddeston cât și Aston sunt două cartiere ale Birminghamului, iar calea ferată care le unește face parte din magistrala Birmingham Rugeley Trent Valley. Ambele stații au două platforme și au fost date în folosință în anul 1852. Frecvența de trenuri care oprește la aceste două stații este un tren la o jumătate oră către ambele sensuri, atât către Walsall cât și către Birmingham. Iar călătorii care trec anual prin aceste două gări sunt cam 300.000 pe an. Aceasta a fost călătoria noastră cu trenul de la Duddeston la Aston. Până data viitoare vă spun la revedere. Și nu uitați să urmăriți și alte videoclipuri ale mele postate pe acest canal.